Decizia de montare a 20 de camere de supraveghere în piața agroalimentară din Râmnicu Sărat a fost luată pentru a crește siguranța cumpărătorilor și a comercianților, care au fost deseori victime ale furturilor. Investiția realizată în 2013 s-a dovedit a fi extrem de eficientă. De la un an la altul, numărul infracțiunilor a scăzut considerabil, iar hoții au fost mai ușor de identificat. Pe lângă serviciul nostru de pază, pe lângă existența acestui serviciu de monitorizare video, avem și un contract conform reglementărilor legale încheiat cu o firmă de pază. A scăzut foarte mult numărul infracțiunilor în zona pieței. Fenomenul furturilor din buzunare nu a fost redus în totalitate pentru că sunt hoții din alte orașe care vin la Râmnicu Sărat și își încearcă norocul. Unii dintre ei profită de aglomerația din piață și încearcă să fure, neștiind că există camere de supraveghere. Polițiștii sunt însă tot timpul pe urmele lor. Din păcate mai există foarte rare cu autorii din alte localități, cum s-a constatat în ultimul timp. Vă ajută camerele de supraveghere să identificați în anumite situații autorii unor furturi, să zicem? Sigur, chiar la solicitarea colegilor de la poliție care se ocupă de aceste infracțiuni, le-am pus la dispoziție toate filmările necesare. Cei mai mulți dintre hoții de buzunare din Râmnicu Sărat sunt de etnie romă și nu au niciun venit.